Observăm că Arcana Magicianul, din arcanele majore ale tarotului de Marsilia, poartă numărul 1. Numărul 1 trimite la ideea de unicitate sau de unitate, de uniune. Tradițional, în antichitate, 1 este asociat cu zeul Zeus, cel care simbolizează omul în picioare, care este unul cu el însuși și care este pregătit să se ridice la un nivel superior. Este pregătit să se unească cu lumea spirituală. 1 este totalitatea în putere. În diferite tradiții întâlnim ideea că 1 este în toate și totul este în 1. Este unitatea dintre cer și pământ. Vom vedea la finalul tarotului că divinul este tot și unul în același timp. Numărul 1 al arcanei majore magicianul face trimitere la arcanele minore denumite ași. Analizând desenul arcanei, vedem bine că pe masa magicianului descoperim cele 4 energii din arcanele minore: monedă, spadă, bâtă și cupă, toate în miniatură. 1 vorbește de concentrarea energiei. Tot ceea ce este 1 în numerologie exprimă ceva concentrat. Aici apare principiul creației, dar într-un mod concentrat, condensat, neexprimat încă. Magicianul încă nu creează. El deține toată energia pe care o împrăște pe masa sa de lucru. Ca și cum săculețul nebunului, care ține energia concentrată, este acum împrăștiată. Cifra 1 ne vorbește de un început, marele început al creației, marele Big Bang. Personajul din Arcana Majoră 1 trebuie văzut ca pe cineva care vrea să creeze ceva, care are ambiția, curajul, dorința de a exista, de a crea, de a experimenta. Prima serie zecimală din tarot începe cu Arcana 1, Magicianul, și se încheie cu Arcana 10, Roata Destinului. Personajul din Arcana 1 joacă un joc de zaruri, un joc al hazardului. Aceeași idee o regăsim în Arcana 10, unde regăsim cele trei animale pe o roată în echilibru. Animalele sunt reprezentarea rațiunii, emoțiilor și a instinctelor care ne creează propriul drum. Numărul 1 face trimitere la Arcana 11, primul număr din a doua serie zecimală din tarot. Magicianul este un personaj care are nevoie să găsească forța de a trece la actul creativ. Legătura dintre cele două arcane se face prin cele 6 degete de la mâna magicianului și cele 6 degete de la piciorul femeii din forța, prin pălăria în forma infinitului, prin utilizarea mâinilor pentru a controla energiile. Deși grafica arcanei ne dă indicii și despre feminitate, numărul 1, impar, este o energie masculină, de foc. Vezi cupola pălăriei de culoare roșie ca un răsărit de soare. Vezi focul primordial în planul de jos al arcanei. Vezi bagheta, element masculin. Vezi brațul gros de muncitor. Eu sunt Valentina. Dacă v-a plăcut această scurtă prezentare despre simbolistica cifrei 1 în Arcana Magicianul, lăsați un comentariu, un like, abonați-vă sau distribuiți acest material. Lăsați în comentarii alte simboluri grafice din tarotul de Marsilia pe care ați dori să le vedeți în acest playlist.